Turiștii care fug de restaurante își pot găsi acum o opțiune mult mai ieftină și sănătoasă. Aceștia pot să mănânce pe săturate în punctele gastronomice locale și să nu scoată foarte mulți bani din buzunar. Aceste entități culinare pun pe masă consumatorilor numai alimente din zonă, produse de fermieri locali. Mâncarea oferită este de fiecare dată personalizată și încearcă să cuprindă rețete cât mai tradiționale. Vânzând și sucuri, vânzând și mere, am prins câteva proiecte și nici contracte cu sucurile și e ok, e bine, e destul de bine. Și te-ai gândit să te apleci și spre turism? Da, da. Am zis, știți cum o să fac un fel de circuit așa, zicem, închis, știți? Fabrică, sucuri, le aduc aici, prunile le transform în magiun și ele le fac aici. Când tot în familie, bunica, mama mea face turte cu povirlă sau cu magiun, cum se zice, compot din prune și merge spre bine. Vă sunt mulțumit. Numai de această cultură de lavandă vă ocupați? Nu, pe parcurs, adică în acest proces, am legat cumva mai multe lucruri. Am deschis și un punct gastronomic local în care am introdus lavanda și chiar acolo, de asta se spune că toată lumea cunoaște lavanda doar pentru beneficiile ei cosmetice, dar are un plus valoare și în bucătărie. Deci am făcut brânză cu lavandă, dulceață cu lavandă, biscuiți cu lavandă, ciocolată cu lavandă și atunci am dezvoltat și acest punct gastronomic local în care folosim doar produse locale și mai 80% cred că din curtea noastră și cumva am legat mai multe afaceri în una.